it's really important that you ask the tough questions, because I will be attacking some sort of sacred things that you've probably grown up with. Și de asta cred că este important să puneți întrebări, și întrebări cât mai dificile, pentru că eu o să atac anumite idei sacre, idei cu care ați crescut sau cu care suntem obișnuiți. Now, I've been a pastor since 1975. Eu sunt pastor din 1975. So that's when I came out of seminary. Atunci am ieșit din am ieșit pe ușile seminarului. And I have a little black binder. Și am o agenduță mică, o agendă mică. That I don't show to anyone. Pe care nu o arăt nimănui. Because this contains all of my early sermon notes. Pentru că acolo sunt menționate toate notițele din predicile mele timpurii. I don't show them because I'm kind of embarrassed by them. Nu prea le arăt pentru că sunt cam rușinat de ele. But there is detailed notes about how to find God's will. Dar acolo am în notițele astea, eu am detalii despre cum să găsesc voia lui Dumnezeu. And I'm going to contradict my notes at every point. Și acum ce o să fac? O să îmi contrazic notițele. În toate liniile. Yeah, so I don't want you to be the way I was. Nu vreau să fiți și voi cum am fost eu atunci. Okay. So, where do we begin? Așa, unde începem? Well, I'm never in favor of a teacher hiding where he's going. Nu-mi place ideea de a arăta direcția în care merge un învățător. Yeah. De a nu arăta. Right, because sometimes you think the teacher is leading you down a road. Uneori ai impresia că învățătorul te conduce pe un drum. Yes, and he won't tell you where you're going. Nu-ți spune unde mergi. And you have this idea that you're not going to like where you end up. Și ai deja ideea formată că nu-ți place unde vrea să te ducă. So we would prefer that you tell us up front. Și ne place să ni se spună de la început. So I'll tell you where I'm going. Așa că o să vă spun unde merg eu, unde vreau să merg. So you can keep that in mind as we work through scripture. Ca să aveți ideea asta în minte pe parcursul întâlnirilor când trecem prin scriptură. I think you can ask more intelligent questions that way. Și în felul ăsta o să puteți să puneți întrebări mai inteligente. Yeah. Remember, you know, they say there's no such thing as a bad question. Țineți minte, se spune că nu există ideea asta de întrebări greșite. But of course that's not true. Dar nici asta nu e adevărat. There are bad questions. Sunt întrebări greșite. There are questions you ask, what are you thinking about? Și uneori auzi o întrebare și te gândești, wow, ce e cu întrebarea asta? But I've learned I won't tell you if that's what I think. Dar am învățat că nu e bine să vă spun dacă o să cred asta despre întrebările voastre. What is my definition of how to find the will of God? Care este definiția mea despre cum să găsim voia lui Dumnezeu? Okay. Is that the Holy Spirit or is it? Este Duhul Sfânt. And I'm very sensitive. I'm very spiritually sensitive. Okay. Any decision that you have to make. Orice decizie pe care trebuie să o faci. That doesn't violate scripture. Care nu intră în contradicție cu scriptura. Meaning if scripture says you have to do something, you have to do it. Adică dacă scriptura zice că trebuie să faci ceva, tu trebuie să faci lucrul ăla. And of course you cannot violate scripture. Și bineînțeles că tu nu poți să încalci scriptura. If you make a decision that doesn't go against scripture. Deci, dacă iei o decizie care nu intră în contradicție cu Scriptura, then you are in the will of God. Atunci ești în voia lui Dumnezeu. You immediately should recognize that I am proposing something very different from the traditional view of finding God's will. Cred că vă dați seama din start că eu vă propun o idee care nu se potrivește cu ideea tradițională despre cum ar trebui să găsim voia lui Dumnezeu. I am proposing that God's will is much more of a state of being. Eu propun că voia lui Dumnezeu este mai mult o stare, a state of being. State of being. O stare de a fi, o stare de fapt. Yeah, rather than a dot to find. Mai degrabă decât un punct în care ar trebui să ajungem.
Okay, let me give you just an example to illustrate this. Dați-mi voie să vă dau un exemplu să ilustrez ideea asta. You want to get married. Vrei să te căsătorești. And of course, if we'll talk about this, if the Lord is in control. Și bineînțeles, o să vorbim despre asta. Bineînțeles că dacă Dumnezeu este în control. And he's going to have you to be married. Și el hotărăște ca tu să te căsătorești. Then there is one person he's picked out for you to marry. Asta înseamnă că el a ales deja o persoană cu care tu să te căsătorești. And that would be true. Și asta e adevărat. The problem is that we are not supposed to find that one person. Problema este că nu este treaba noastră să găsim care este acea persoană. Because we don't know who that is. Pentru că noi nu știm cine este acea persoană. We just need to find someone that fits the biblical picture of a godly wife. Ceea ce trebuie să facem noi este să găsim o persoană care să aibă un caracter care se potrivește cu ceea ce spune Scriptura că ar trebui să fie. And then someone we want to spend the rest of our life with. Acea persoană trebuie să fie o persoană cu care să vrem să petrecem toată viața. Now, once you get married, acum, odată ce te-ai căsătorit, that is the one. Aceea e persoana. But you don't know that until after the fact. Dar noi nu știm asta decât după ce ne căsătorim. Yeah. You're not looking for the one. Noi nu căutăm aleasa sau alesul. You're looking for one that agrees with Scripture. Noi căutăm acea persoană care să se potrivească cu Scriptura. But once you get married, și apoi după ce te-ai căsătorit, she or he is the one. El sau ea este alesul sau alesul. So keep that in mind as we walk through Scripture on this. Okay. Țineți ideea asta în minte și o să trecem prin Scriptură. Okay. So, questions so far? Întrebări? There shouldn't be, but there is. As far as I know, there is one verse that speaks about the marriage. In Corinthians, and it says that you should be in the Lord. Yes. Uh-huh. Is there any other place that can guide us through this issue? Okay. Okay. But 1 Corinthians 7, that contains that passage. În 1 Corinteni capitolul 7 este acel pasaj. But that's not where people usually go. Dar nu acolo se duc oamenii. They usually go to 2 Corinthians chapter 6. Se duc la 2 Corinteni, capitolul 6. So let's turn there. As you know, this will be a good illustration. Și un exemplu bun pentru ce discutăm. 2 Corinteni, capitolul 6. And let's read. Și citim. Verses 14 through 18. De la 14 până la 18. Very popular passage. You'll recognize it. E un pasaj foarte cunoscut. O să vă-l recunoașteți din prima. We're not going to examine the context. Nu privim la context. Because that would give away the answer. Pentru că o să ne dăm seama din prima de răspuns. Okay, would someone read that, please? Să citească cineva 2 Corinteni capitolul 6, 14 la 18. You're not looking for the one. Noi nu căutăm aleasa sau alesul. You're looking for one that agrees with Scripture. Noi căutăm acea persoană care să se potrivească cu Scriptura. But once you get married, și apoi după ce te-ai căsătorit, she or he is the one. El sau ea este alesul sau ales. So keep that in mind as we walk through Scripture on this. Okay. Țineți ideea asta în minte și o să trecem prin Scriptură. Okay. So, questions so far? Întrebări? There shouldn't be, but there is. Despre care mă amintesc, există doar un singur verset care vorbește despre alegerea asta în căsătoria creștină. Cred că în Corinteni spune în Domnul, nu? In Corinthians, and it says that should be in the Mai există și în yes. altă parte? Uh-huh. Is there any other place that can guide us for this issue? Okay. Okay, but 1 Corinthians 7, that contains that passage. În 1 Corinteni capitolul 7 este acel pasaj. But that's not where people usually go. Dar nu acolo se duc oamenii. They usually go to 2 Corinthians chapter 6.
Se duc la 2 Corinteni, capitolul 6. So let's turn there. As you know, this will be a good illustration. Și un exemplu bun pentru ce discutăm. 2 Corinteni, capitolul 6. And let's read. Și citim. Verses 14 through 18. De la 14 până la 18. Very popular passage. You'll recognize it. E un pasaj foarte cunoscut, o să vă îl recunoașteți din prima. We're not going to examine the context. Nu privim la context. Because that would give away the answer. Pentru că o să ne dăm seama din prima de răspuns. Okay, would someone read that? Please. Să citească cineva 2 Corinteni capitolul 6, 14 la 18. Nu vă prindeți la jug cu cei necredincioși, căci ce legătură este între dreptate și fără de lege? Sau ce părtășie are lumina cu întunericul? Ce acord are Hristos cu Belial? Sau ce are în comun cel credincios cu cel necredincios? Ce înțelegere are templul Dumnezeu cu idolii? Noi suntem templul Dumnezeului celui viu, așa cum a spus Dumnezeu. Voi locui și voi umbla printre ei și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, zice Domnul. Nu atingeți nimic necurat, iar eu vă voi primi. Și eu voi fi tatăl vostru, iar voi veți fi fii și fiicele mele, zice Domnul cel Atotputernic. This is the place where it is taught that you don't marry an unbeliever. Acesta este locul de unde suntem învățați că nu trebuie să ne căsătorim cu necredincios sau necredincios. Okay. But that's not the context. Dar contextul nu asta ne spune. And there is a phrase in here that eliminates that possibility. Și există aici o frază care elimină posibilitatea de a folosi greșit acest okay. pasaj. Keep your finger in 2 Corinthians 6. Țineți degetul aici. Digitally, keep your finger. Și cine are telefonul? Turn to 1 Corinthians 7. Mergem la 1 Corinteni capitolul 7. That's the whole chapter deals with marriage, divorce and remarriage. Întregul capitol vorbește de căsătorie, divorț și recăsătorire. And we're going to read verses 12 and 13. Și o să citim versetele 12 și 13. Somebody, please. Celorlalți vă spun eu, nu Domnul. Dacă un frate are o soție necredincioasă și ea dorește să rămână cu el, să nu divorțeze de ea. Iar dacă o femeie are soțul necredincios și el dorește să rămână cu ea, să nu divorțeze de soțul ei. Căci soțul necredincios este sfințit prin soția lui, iar soția necredincioasă este sfințită prin fratele. Altfel, copiii voștri ar fi necurați, dar acum sunt sfinți. Okay. So if you're married to an unbeliever, așa, dacă te căsătorești cu un necredincios, because that would happen when the gospel comes into an area, pentru că asta se întâmplă când Evanghelia ajunge într-o anumită zonă. You have a couple who is married. Avem un cuplu căsătorit. One becomes a believer, the other does not. Unul devine credincios, celălalt nu devine credincios. So now what do you do? Și acum ce facem cu situația asta? Okay, now 2 Corinthians 6 correctly describes the vast difference between a believer and an unbeliever. Acum 2 Corinteni capitolul 6 descrie de departe diferența dintre un credincios și un necredincios. So The unbeliever's father is the devil. Vedem că tatăl necredinciosului este diavolul. Oh. But here it says that if you're married to an unbeliever, dar aici spune că dacă ești căsătorit cu un necredincios, a very natural thing might be I should get a divorce. Un lucru logic la care am putea să ne gândim este că ar trebui să divorțez. Because I'm married to this temple of Satan. Pentru că cel necredincios este templul celui rău. So you think of maybe a believer married to an unbeliever is sort of contaminated? Te-ai gândit că poate un credincios s-ar contamina dacă ar rămâne căsătorit cu un necredincios? But the Apostle Paul says no. Da, apostolul Pavel spune nu. As long as the unbeliever is willing
to live with you. Atât timp cât persoana credincioasă dorește în continuare să trăiască cu tine, then the marriage stays as it is. Atunci căsătoria rămâne așa cum este. Now, if the unbeliever wants to go, leave you. Dar dacă necredinciosul își dorește să te părăsească, you are not to fight to keep them in. Nu trebuie să te lupți ca să-l ții legat de tine. You are to let them go. Ci ar trebui să-l lași liber, să meargă. That sounds very counterintuitive. Este biblically. Sună foarte contraintuitiv din punct de vedere biblic. And then he says you are no longer bound. Și apoi spune că nu mai ești legat. This happened to a friend of mine. Lucrul ăsta s-a întâmplat unui prieten de-al meu. He and his wife were unbelievers. El și soția lui erau necredincioși. He becomes a believer. El devine credincios. She then says, "You're not the man I married." Ea apoi spune, "Nu mai ești bărbatul cu care m-am căsătorit." And she doesn't like what he's become as a believer. Și nu-i place ce a devenit soțul ei. So she wants out of the marriage. Așa că ea își dorește să iasă din căsnicie. And he was crushed. Și el a fost zdrobit. He was an emotional wreck. A fost o epavă emoțională. But he let her go. Dar a lăsat-o. She divorced him. S-au despărțit. But and therefore in that instance in 1 Corinthians 7 there are no restrictions on remarriage. Așa că în această situație specifică din punctul de vedere a 1 Corinteni capitolul 7, el a fost liber să se recăsătorească. Mm. And it turned out that within a few years he found a wonderful godly woman that he married. Până la urmă, după câțiva ani, el a întâlnit o femeie credincioasă cu care s-a căsătorit. And he's had a wonderful marriage for many years. Și a avut o căsătorie minunată pentru mulți ani. Okay. So, if you're married to an unbeliever, you're not to try to leave the marriage. Deci, dacă ești căsătorit cu un necredincios, nu trebuie să încerci să ieși din căsătorie, să divorțezi. So then go back to 2 Corinthians 6. Și apoi ne întoarcem la 2 Corinteni capitolul 6. And go to verse 17. Și mergem la versetul 17. Quoting the Old Testament. Care citează Vechiul Testament. It says that if you're unequally yoked with an unbeliever, și spune că dacă sunteți înjugați la un jug nepotrivit, you're to come out from them and be separate. Trebuie să ieși din acea stare. If this was talking about marriage, dacă ar fi vorbit aici despre căsnicie, that would be a rather severe contradiction to the Apostle Paul in 1 Corinthians 7. Ar însemna că cele două pasaje s-ar contrazice. So, 2 Corinthians 6, what is it talking about? Deci în capitolul 6 din Corinteni 2, despre ce este vorba? It is accurately describing the vast difference between a believer and an unbeliever. Descrie de departe diferența dintre un credincios și necredincios. But the context of 2 Corinthians. Dar contextul din 2 Corinteni. The Apostle Paul is battling false apostles. În acest capitol, apostolul Pavel se luptă cu apostolii mincinoși, apostolii falși. Yeah, false teachers. Învățătorii falși. Ah. Now, if you're around false teachers, acum dacă ai fi înconjurat de învățători falși, you are to come out from them, be separate. Ar trebui să te desparți de ei, să ieși din mijlocul lor. That's really the context. Here in 2 Corinthians. Despre asta este vorba aici în acest pasaj din 2 Corinteni. So it's helpful to describe if you were doing counseling, it is helpful to describe the difference between a believer and an unbeliever. Deci, dacă scopul este consilierea, pasajul este util în a arăta diferența dintre un credincios și un necredincios. But it's not helpful on how a believer is to deal with an unbelieving spouse in marriage. Dar pasajul nu ne ajută atunci când avem de-a face cu un soț credincios și un soț necredincios. No. Questions. Întrebări. Yes, baby. Does it help before you get married as a principle? Oh, yes. Yes, I mean, if
If you're okay, if you enter into a romantic relationship with an unbeliever, da, te ajută. Să zicem că dacă ai intrat într-o relație romantică cu o persoană necredincioasă, yeah. You can't do that without compromising your faith. Nu poți să faci lucrul ăsta fără să-ți compromiți credința. Now, I did know a fellow, a friend of mine. Acum, un alt prieten, așa. And he was having a ministry to college students. Avea sau era într-o misiune adresată elevilor de liceu sau facultate. That he was attracted to a particular girl. El se simțea atras de o anumită fată. She was not a believer. Ea nu era credincioasă. Asked her out on a date. I-a cerut să se întâlnească cu ea. Shared his faith. I-a spus Evanghelia, a spus despre el că e credincios. Studied scripture together and she became a believer. Au început să studieze scriptura împreună și ea a devenit credincioasă. Then he discipled her. Apoi discipled, a ucenicizat-o. And then he married her. Și apoi s-a căsătorit cu ea. And when he, you know, kissed her after they were declared to be husband and wife. Și când a sărutat-o după ce au fost declarați soț și soție. That was the first kiss in the relationship. A fost primul lor sărut din toată relația lor. Now, I'm the first to admit that's a little exceptional. Și sunt primul care acceptă că este o situație excepțională. So it is possible. Dar e posibil to have a relationship with an unbeliever of the opposite sex and do it to the glory of God. Deci este posibil să ai o relație cu o persoană de sex opus și lucrul ăsta să fie spre o persoană necredincioasă de sex opus și lucrul ăsta să fie spre slava lui Dumnezeu. It just doesn't happen very often. Dar nu se întâmplă foarte des lucrul ăsta. So that's but most of the young people hope for that. Oh, well sure. But that's why you would study 2 Corinthians 6. De asta studiem 2 Corinteni capitolul 6. Yeah. To have a clear understanding of the vast difference between a believer and an unbeliever. Ca să înțelegem care sunt diferențele în mare despre dintre un credincios și un necredincios. So if I want to have an ongoing romantic relationship with an unbeliever, deci dacă eu îmi doresc să am o relație romantică cu un necredincios, and this person doesn't want to become a believer. Și persoana asta nu-și dorește să devină un credincios. Then I have to compromise my faith to keep going. Dacă vreau să continui în această relație, ajung să-mi compromit credința. Because if they don't want to talk about the Lord, then you stop talking about the Lord. Pentru că dacă ei nu vor să vorbească despre Dumnezeu, nu ai cum să continui să vorbești despre Dumnezeu. Yeah, if they don't want to study the word, then you're going to stop studying the word because you don't want to lose them. Și dacă ei nu vor să studieze din cuvântul lui Dumnezeu împreună cu tine, atunci n-ai cum să continui să studiezi cuvântul sau să propui lucrul ăsta pentru că ai să pierzi relația. Yeah. Să o lăsăm? Then we were taught that maybe it's better to leave that person as an unbelieving person. No, you want... Hmm? Cum? Să nu mai încerci să mântuiești, pentru că nu încerci să mântuiești, dar de fapt sunt în de urmări. Oh, so some people then, some believers then give up trying to make that person a believer. Right, and that's... And if that's the case, they should give up the relationship. Dacă ăsta... Poți să spui, te rog, Corneliu? Leave them unsaved. They will try to leave them unsaved. Yeah, and of course... Right, and of course, if you get married, there is no guarantee they will ever become a believer. Dacă, bineînțeles că poți să te căsătorești, dar dacă te căsătorești, nu este nicio garanție că ei vor deveni credincioși. Yeah. But that's why... 2 Corinthians chapter 6, even though initially it sounds like it could apply to a believer married to an unbeliever. Ăsta este motivul pentru care 2 Corinteni capitolul 6, cu toate că sună că s-ar aplica la situația în care un credincios ar vrea să se căsătorească cu un necredincios,
But technically, that's not the topic. Din punct de vedere tehnic, nu ăsta este subiectul de aici. Because 1 Corinthians 7 explains how you're to handle a believer married to an unbeliever. Pentru că 1 Corinteni capitolul 7, acolo vedem cum cum să tratăm situația asta dintre un credincios și un necredincios. Question? Întrebări? Da. Dacă cei doi sunt necredincioși. If both of them are unbelievers. Oh, they live together. Yes. Poate și un copil. Maybe they even have a kid, a child. Yes. Și unul dintre ei să devine creștin. One of them becomes a Christian. Și înțelege că trebuie să ia de soție, că trăiește în curvie. And he understands that he needs to marry the other person because they live in sin. Well, everything they do is sin. Practic tot ce fac este păcat. Ia încurajează să se căsătorească. Would you encourage them to get married? No, I would give them the gospel. Nu, le-aș spune Evanghelia. Yeah. Unul are Evanghelia. Yeah. Yeah. One of them has the gospel. One of them is a believer. Oh. No, but the believer can't marry the unbeliever. Credinciosul nu se poate căsători cu persoana necredincioasă. Yeah, 1 Corinthians 7 is very clear. Even if they have a child? Yeah. Da. You just have a complicated life. Este doar o viață, este o situație complicată și vei avea o viață complicată. Yeah, but now you be so now we're getting back at God's will. Acum ne întoarcem la voia lui Dumnezeu. Needed to do that. Oricum trebuia să facem asta. So hang on to that thought. Ține ideea. And let's talk about first things first. How does the Bible use the concept the will of God? De la început, deci o luăm cu începutul. Cum folosește Scriptura ideea, expresia de voia lui Dumnezeu? Okay. And when I suggest a verse to you, și când vă sugerez un verset, it's always, I think, the clearest verse on that subject. Întotdeauna eu cred despre acel verset că este cel mai clar verset despre acel subiect. There are other places we can go. Sunt și alte locuri în care putem să mergem în Scriptură. But in my opinion, this is always the best place to go. Dar în opinia mea, acesta este cel mai bun loc în care putem să mergem. Okay, go to Ephesians 1:11. Efeseni 1, versetul 11. Context is salvation. The whole first part of the chapter is all about salvation. Contextul este mântuirea și în prima parte a capitolului vorbește despre mântuire. And in particular talks about God choosing us to be a believer. Și în mod particular vorbește despre cum ne alege Dumnezeu să fim credincioși. So, would someone read verse 11? Cineva să citească versetul 11. El a fost ales și mântuitor, fiind hotărât mai dinainte după planul celui ce împotrivește toate lucrurile după sfatul Dumnezeu. So he works out everything. Deci el se ocupă de toate detaliile. According to his will. După voia lui. So this will always happens. Asta înseamnă că această voie se întâmplă întotdeauna. So we're going to call this the sovereign will. Vom numi lucrul acesta voia suverană a lui Dumnezeu. You could call it the secret will. Am putea să o numim voia secretă a lui Dumnezeu. Because you don't know what it is until it happens. Pentru că noi nu știm care este această voie până nu se întâmplă. What I just said, that was part of it. Și ce am spus în momentul ăsta, asta a fost parte din voia lui Dumnezeu suverană. Yeah. Now we do get a sneak preview of the sovereign will. Uneori primim câte un preview, un sneak preview asupra voii suverane a lui Dumnezeu. And that's prophecy. Și asta este profeția. Yeah. But otherwise we don't know. Dar altfel noi nu am avea cum să știm care e voia lui Dumnezeu. Another technical title is called the decretive will. Un alt termen tehnic este voia decretivă a lui Dumnezeu. So God decrees everything that's going to happen. Așa că Dumnezeu decretează tot ce se întâmplă. So, tot ceea ce este să se întâmple. So this is saying God determines everything before it happens. Asta spune în același timp că Dumnezeu determină
orice lucru înainte să se întâmple, înainte ca acel lucru să se întâmple. Yeah, he's not looking down the corridor of time to see what's going to happen. He determines it, and that's why he knows what's going to happen. Deci nu spune lucrul ăsta, nu spune că Dumnezeu se uită pe tunelul timpului și vede ce urmează să se întâmple. Voia suverană a lui Dumnezeu ne spune că El determină lucrurile care urmează să se întâmple și ăsta e motivul pentru care El știe ce se va întâmpla. Now that raises at least a couple of problems. Și acum, lucrul ăsta ridică cel puțin două probleme. Turn to Romans 9. Mergem în Romani 9. Just verses 19 to 21. Versetele 19 și 21. And there is a context to this. Și avem și aici un context. But the context begins at the beginning of chapter 9. Și context, dar contextul începe la începutul capitolului 9. So of course in this chapter we have God choosing who's going to be a believer. În acest capitol vedem cum Dumnezeu alege cine urmează să devină credincios. And if he doesn't choose you, you're never going to become a believer. Și dacă Dumnezeu nu te alege, nu o să devii niciodată credincios. But that's not really what he's talking about overall in Romans 9, 10 and 11. Dar nu despre asta vorbește în mare în capitolele 9, 10 și 11. He's really answering the question, what is God's plan for Israel? În aceste capitole Dumnezeu vorbește despre care este planul lui Dumnezeu despre poporul Israel. Because in verse 6 of chapter 9, pentru că în versetul 6 din capitolul 9, he says it is not as though God's word had failed. Spune că nu înseamnă că, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. No, why would he say that? De ce ar spune lucrul ăsta? Well, because Israel as a whole has rejected Jesus as Messiah. E pentru că Israelul în mare l-a respins pe Domnul Iisus ca Salvator. And they are the people of God. Și ei erau poporul lui Dumnezeu. So how can you justify the people of God rejecting God who became man? Și atunci cum arăți că poporul lui Dumnezeu îl respinge pe Dumnezeu care a devenit om? So the Apostle Paul explains what he means. Și Apostolul Pavel explică în continuare la ce se referă. So he says not all Israel is Israel. Și el spune că nu tot Israel, nu oricine este din Israel este Israel. He's saying you make a mistake if you think Israel under the old covenant is the real people of God. El spune de fapt că e o greșeală să credem că it's a mistake. You make a mistake if you think Israel under the old covenant is the real people of God. E o greșeală să credem că Israelul sub vechiul legământ este adevăratul popor al lui Dumnezeu. They are only a temporary unbelieving picture of the people of God. Ei sunt de fapt o imagine temporară și necredincioasă a adevăratului popor al lui Dumnezeu. Yeah. I mean there is always a remnant of believers in Israel. Întotdeauna a existat o rămășiță de evrei credincioși în poporul lui Dumnezeu. But every evaluation of Israel in scripture is that there's no believers. Dar după toate evaluările pe care le vedem în Vechiul Testament, vedem că ei erau ca popor necredincios. Yeah, necredincioși. To be an Israelite, you just have to be born into an Israelite family. Pentru că să fii un israelit însemna să te naști într-o familie de evrei. That's not how you become the real people of God. Dar nu așa ajungi să fii parte din adevăratul popor al lui Dumnezeu. Yeah, look at verse 8. Să ne uităm la versetul 8. It is not the children by physical descent who are God's children, but it is the children of the promise. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. And meaning God has to choose you. Înseamnă că Dumnezeu trebuie să te aleagă. So now we have the discussion about God choosing, election. Și acum începe discuția despre alegere și cum Dumnezeu alege. So we get into election because he has to explain how do you become a spiritual Israelite. Și ajungem la subiectul alegerii pentru că Pavel trebuie să explice cum cineva devine
sau ajunge să fie parte din adevăratul popor al Dumnezeu. Keep your finger, Romans 9. Țineți degetul aici. Go to Romans chapter 2. Mergem la Roman capitolul 2. Go to the last two verses. Ultimele două versete. Which is 28 and 29. Care sunt 28 și 29. Let's read that. Și să citim. Cineva să citească? Căci de unul este cel care este de un exterior și circumcizie nu este cea exterioară în carne, ci iudeu este cel care este iudeu în interior, iar circumcizie este cea a inimii, prin Duhul, nu prin litera legii. Lauda acestuia nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. The Apostle Paul is changing the definition of the people of God. Aici apostolul Pavel schimbă definiția despre ce înseamnă să fii în poporul lui Dumnezeu. To be the people of God in Israel under the old covenant, you just had to be born into an Israelite family. Să fii parte din poporul lui Dumnezeu în vechiul legământ însemna să te naști dintr-o familie de evrei. Now, you have to be circumcised in your heart by the Spirit. Dar acum trebuie să fii să ai inima tăiată împrejur. That means you have to be a real believer. Asta, adică ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să fii un credincios adevărat. But this definition virtually eliminates most all of physical Israel. Dar definiția din capitolul 2 elimină practic tot Israelul fizic. Which is why in God's plan. Și ăsta este motivul pentru care în planul lui Dumnezeu physical Israel is replaced by spiritual Israel in the plan of God. În planul lui Dumnezeu, poporul fizic al lui Dumnezeu este înlocuit de poporul spiritual. Because spiritual Israel is going to be made up of mostly Gentiles with a small amount of Jews. Și Israelul spiritual este format din în mare parte din neamuri și un număr mic de evrei credincioși. Mm. So if you're a believer in Jesus Christ, you are a spiritual Israelite. Așa că dacă ești un credincios în Domnul Iisus Hristos, ești un israelit spiritual. You are what physical Israel under the old covenant was a picture of. Ești ceea ce Israelul fizic în vechiul legământ era o imagine. Ești imaginea spre care arăta Israelul fizic din vechiul legământ. Okay. Question. Întrebări. Yes? Dacă în Galateni 3 cu 16 if in Galatians 3:16 spune că promisiunea a fost făcută seminței, nu semințelor. It says that the promise was made to the seed, not to the seeds. Yes. N-ar însemna asta că biserica nu înlocuiește Israelul pentru că Israelul n-a avut niciodată acel loc final ce a fost Hristos? Adică n-are ce să înlocuiască pentru că n-a fost niciodată vorba despre Israel, ci despre Hristos. Then the expression that the church replaces Israel is not possible because it was never about the people, it was about Christ. Okay. That's a good point. Jesus was Israel. Yeah. Hang on. Well, that the Abrahamic covenant in Genesis 15. Legământul avramic din Geneza 15. Where God promised to Abraham he's going to give him an heir. Acolo unde Dumnezeu îi promite lui Avram că o să-i dea o moștenire. Which is Isaac. Și era vorba despre Isaac. And then through Isaac he's going to give them a lot of descendants, which is Israel. Și Isaac era un moștenitorul promis și apoi prin Isaac urma să-i dea through Isaac. Yes, because it's Abraham, Isaac, Jacob. Jacob has 12 sons, they become the 12 tribes of Israel. Și prin Isaac urma să aibă o moștenire mare, un popor. Mm. And they get the land promise. They get taken in to the land of Canaan. Și o altă promisiune era că ei urmau să fie duși în țara promisă, în Canaan. But that's only a temporary picture of the true fulfillment. Dar asta era o imagine temporară a adevăratei împliniri.
a profeției. Because in Galatians 3:16, pentru că în Galateni 3:16, Paul is saying the real promise is not what God said to Isaac. Pavel spune adevărata promisiune nu este ce i-a spus Dumnezeu lui Isaac. It's really all about the work of Jesus. Ci este vorba despre lucrarea Domnului Isus. Which if you just had the Old Testament, you would not know. Și dacă am avea doar Vechiul Testament, noi n-am putea ști despre asta. So, from if you're reading the Old Testament, dacă citim Vechiul Testament, the fulfillment of the Abrahamic covenant is Israel and the Promised Land. The fulfillment of the old covenant. Yes. De împlinirea vechiului legământ era. The fulfillment of the Abrahamic covenant. Împlinirea legământului avramic era. Is Israel. Poporul Israel. And the promised land. Și țara promisă. But once we get to the New Testament. Dar când ajungem în Noul Testament. And here we are in Galatians 3. Și ajungem în acest pasaj din Galateni 3. The true fulfillment, which lasts for eternity. Adevărata împlinire care va ține o veșnicie, o eternitate, is really all about the work of Jesus on the cross. Vorbește despre lucrarea lui Hristos la cruce. And he will purchase a people from every tribe, nation and tongue. Care va răscumpăra un popor din orice neam, din orice limbă. And he will take them into a land that does not end. Și îi va duce într-un loc, într-o țară fără sfârșit. So, if you're just reading the Old Testament, Israel under the old covenant is the fulfillment of the Abrahamic covenant. Dacă citim doar Vechiul Testament, Israelul este împlinirea promisiunilor făcute lui Avram. But if you're reading the New Testament. Dacă citim Noul Testament? No. Jesus the cross, believers, we are the fulfillment the true fulfillment of the Abrahamic covenant. Vedem că de fapt noi suntem biserica și ce s-a întâmplat la cruce, noi suntem adevărata împlinire a promisiunilor făcute lui Avram. Because the Abrahamic covenant, pentru că legământul avramic, is God revealing his plan. Este felul în care Dumnezeu își descoperă planul lui. That is to have a people, adică să aibă un popor, take them into his land. Și să-i ducă în țara lui. So it contains both the picture and the fulfillment. Și lucrul ăsta conține atât imaginea, cât și împlinirea. Okay. So, physical Israel is part of the picture. Israelul fizic ține de imaginea. Mm. De imagine. But they're really not part of the fulfillment. Dar poporul fizic Israel nu face parte din împlinirea promisiunii. Not as a nation. Nu ca națiune. God's going to save a remnant of them. Dumnezeu va salva o rămășiță dintre ei. But Israel's role as a nation comes to an end with the end of the old covenant on the cross. Dar rolul poporului Israel ca și popor se termină, se încheie la cruce. Question? Întrebări? Okay, back to Romans 9, because we're dealing with the sovereign will. Ne întoarcem la Romani 9 pentru că vorbim despre voia suverană a lui Dumnezeu. So someone read verses 19 to 21. Cineva să citească de la 19 la 21. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai vinovățește? Căci cine se poate împotrivi voii lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu? Oare vasul de lut îi va spune celui care l-a făcut, de ce m-ai făcut așa? Sau nu are o autoritate peste lut ca să facă din același bulgăre de lut un vas pentru întrebuințarea de cinste, iar altul pentru întrebuințarea lipsă de cinste? So the sovereign will, God determines everything. Deci, prin voia suverană, Dumnezeu determină totul. But it also affirms that we are responsible for all of our choices. Dar în același timp ne spune că noi suntem responsabili de alegerile pe care le facem. Because if we're an unbeliever and we die, God blames us for our unbelief. Pentru că dacă suntem necredincioși sau dacă un necredincios moare, Dumnezeu îl învinovățește pentru necredința lui. Even though if God doesn't choose you,
You will never become a believer. Chiar dacă dacă Dumnezeu nu te alege, nu vei deveni niciodată credincios. So if God were like us. Dacă Dumnezeu ar fi ca noi. Just all powerful. Doar că atotputernic. This wouldn't make any sense. Nu ar avea niciun sens. But he's not like us. Dar Dumnezeu nu este ca noi. He's very different from us in his being. El este în ființa lui, el este diferit de noi. We are only some limited ways made like God. Noi suntem asemenea lui Dumnezeu în anumite moduri, dar foarte limitate. But he does things we cannot do. El poate să facă lucruri pe care noi nu le putem face. He can determine everything. El poate să determine toate lucrurile. And yet at the same time hold everybody accountable for their choices. Dar în același timp el poate să îi socotească pe oameni vinovați pentru alegerile pe care oamenii le-au făcut. Because we normally think that if God determines everything, then we are puppets. Pentru că în mod normal, logica ar spune că dacă Dumnezeu face toate lucrurile, atunci noi suntem păpuși. And that's not a crazy idea. Și nu e idee foarte nebunească. But our own self-awareness tells us we're not puppets. Dar și noi vedem că nu suntem păpuși. Ne dăm seama de asta. Because we're making choices all the time. Pentru că vedem că noi chiar facem și luăm decizii tot timpul. It's just a mystery how his sovereign will works. Și este un mister cum lucrează voia lui suverană. We do what he determines should be done. Noi facem până la urmă ceea ce el determină ca noi să facem. Yet from our point of view, we are making the decisions. Dar din punctul nostru de vedere, noi luăm deciziile. Yeah. And there is no way to explain that further. Și nu există nicio cale prin care am putea să explicăm mai mult situația asta. Yes. Atunci să înțeleg că situația lui Iona, Dumnezeu l-a determinat să se împotrivească, adică practic Iona nu a luat decizia de a se împotrivi, Dumnezeu i-a dat decizia de a se împotrivi. Să se împotrivească, să s-o opposed. So, we should understand that God made Iona to... Oh, okay. So to reject the will of God. Yeah, that. Okay, the two potential problems in understanding the sovereign will. Sunt două probleme atunci când încercăm să înțelegem voia suverană a lui Dumnezeu. The first one is that we are responsible for our choices. Prima problemă este că noi suntem responsabili pentru alegerile noastre. We don't clearly understand how the sovereign will works. Noi nu înțelegem foarte clar cum funcționează voia suverană a lui Dumnezeu. But the Bible is very clear, we are responsible. Dar Biblia ne spune foarte clar că noi suntem responsabili pentru alegerile noastre. Because if we're an unbeliever when we die, if we're an unbeliever when we die, pentru că dacă suntem necredincioși, atunci dacă sunt necredincios atunci când mor, he will punish us in hell forever. El mă va pedepsi în iad pentru totdeauna. So that's the first thing. Asta e primul lucru. The second is what about evil? Al doilea aspect greu de explicat este ce se întâmplă cu rău. E vorba despre rău. Is evil a part of God's plan? Este răul parte din planul lui Dumnezeu? The answer is yes. Da, răspunsul este da. Yeah. Turn to Acts chapter 4. Mergem la Fapte capitolul 4. Verses 27 and 28. Versetele 27 și 28. This is Peter and John are being harassed by the Jewish leaders, and after they get let go, they come back to the believers and they give a report. Petru și Ioan sunt prigoniți de liderii religioși evrei și după ce li se dă drumul se întorc cu un raport la ceilalți ucenici. So let's read verses 27 and 28. Citim versetele 27 și 28. Căci într-adevăr, împotriva slujitorului tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au adunat în această cetate lor, Ponțiu Pilat, neevrei și poporul Israel, ca să facă tot ceea ce mâna ta și planul tău au hotărât mai dinainte ca să se întâmple.
So it's very clear that who is to be blamed for putting Jesus on the cross? Și vedem aici foarte clar cine poartă vina de a-l pune pe Hristos pe cruce. Yeah, Herod, Pilate, the Jews, the Romans. Pilat, evreii și romani. They all sinned. Toți au păcătuit. Yeah, Jesus is the only innocent person ever to exist. Iisus Hristos este singura persoană fără vină din toată existența. So from a certain point of view, așa că dintr-un anumit punct de vedere, the cross is the greatest evil ever committed. Crucea este cel mai mare rău care s-a întâmplat vreodată. But when you get to verse 28, dar când ajungem la versetul 28, they did what you decided beforehand should happen. Ei au făcut tot ce hotărâse mai dinainte Dumnezeu să facă. This is always how the Bible handles it. Și așa tratează Biblia acest subiect. Evil is a part of his plan. Răul face parte din planul lui Dumnezeu. But when evil happens, dar când răul se întâmplă, those who do the evil are to be blamed. Aceia care fac răul sunt cei care poartă vina. And never God. Niciodată Dumnezeu. That's just how it works. Așa funcționează lucrurile. Once again, that's because God's not like us. Și încă o dată, lucrul ăsta se întâmplă așa pentru că Dumnezeu nu este ca noi. Yeah, he can do things we cannot do. El poate să facă lucruri pe care noi nu le putem face. But the basic facts are very clear from Scripture. Dar faptele sunt tratate foarte clar de Scriptură. So the cross is at the same time the greatest evil and the greatest good. Deci crucea este până la urmă cel mai rău act care s-a întâmplat vreodată, dar în același timp este și cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată. And it is very much a determined event. Și este clar că este un eveniment determinat. That's how Scripture handles the problem of evil. Așa tratează Scriptura problema răului. Question. Întrebări. So that's the sovereign will. Deci asta este voia suverană a lui Dumnezeu. Now, as we talk about finding God's will, acum, dacă discutăm despre cum să găsim voia lui Dumnezeu, that means every situation that you find yourself in, asta înseamnă că în orice situație în care te afla, where you have to make a decision, când trebuie să iei o decizie, God has predetermined it. Dumnezeu a predeterminat acea situație. Okay. Now, let's move on to there's a second definition of the will of God. Acum, este și o a doua definiție a voii lui Dumnezeu. Turn to 1 Thessalonians chapter 5. Mergem la 2 Tesaloniceni capitolul 5. Verse 18. Versetul 18. This is in a practical section of Thessalonians. Asta este în partea practică a capitolului. So verse 18. Versetul 18. Yeah, 1 Thessalonians 5:18. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. So, this use of God's will, does this always happen? Deci, această voie a lui Dumnezeu despre care se vorbește aici, se întâmplă ea întotdeauna, ajunge să se îndeplinească? Do we always give thanks for in every situation? Mulțumim noi pentru toate lucrurile în orice context? I wish I did. Mie mi-ar plăcea să fac lucrul ăsta. But I don't. Dar nu fac asta. I sin. Păcătuiesc. Okay, but it's what I should do. Dar asta ar trebui să fac. Okay, so this is, we're going to call this moral will. Așa că vom descrie această voie ca fiind voia morală a lui Dumnezeu. Okay. Now, you could also call this the revealed will. Am putea să-i spunem voia revelată a lui Dumnezeu. Because God has revealed how he wants us to live before him. Pentru că Dumnezeu a revelat cum își dorește ca noi să trăim înaintea lui. And of course, so that's scripture. Și asta scrie în Scriptură. Now, you have to know how to handle Scripture. Acum trebuie să știm cum să citim Scriptura. Like, if God reveals his will through his law. Acum,
dacă Dumnezeu își descoperă voia lui prin lege, how do I know which law applies to me in Scripture? Cum știu care lege mi se aplică din Scriptură? After I leave the conference here on Saturday, când voi pleca de la această conferință sâmbătă, I have to go to Sibiu. Voi merge la Sibiu and talk about biblical law. Și acolo voi vorbi despre legea în Scriptură. Yeah. But see, that's a very practical question. Dar vedeți, este o întrebare practică. We're not going to discuss it here. Nu o să vorbim despre acum despre asta. But you need to know how to handle Scripture. Dar trebuie să știm cum folosim Scriptura. Yeah. Is the Ten Commandments? E vorba despre cele 10 porunci. Ar trebui să urmăm cele 10 porunci? You know, should you tithe with your money? Ar trebui să dăm zeciuială? Can you get a tattoo? Putem să ne tatuăm? Can we? Yes. Maybe just verses? Yeah. Sure. Da. Yeah. Okay. Without defending things, I'll just give you my point of view. Fără să apăr vreo But we're not going to spend time. Nu o să petrecem nici mult timp despre asta, vă spun punctul meu de vedere. Yeah. I will never be invited back to a Romanian Baptist church outside of Vienna, Austria. Nu voi fi invitat niciodată, nu voi mai fi invitat niciodată într-o biserică baptistă outside of Vienna? Yes. În afară de de români. The church was located outside of Vienna, Austria. Această biserică era localizată în afara Vienei. Okay. I was teaching on biblical law. Și vorbeam acolo despre legea din Biblie. There are two versions of biblical law in the Bible. Sunt două versiuni în Biblie două versiuni a legii. There's the Mosaic law, legea tied to the Old Covenant. Și e legată de vechiul legământ. And the law of Christ. Și legea lui Hristos. Which is for the New Covenant era. Și este legea din noul legământ de acum. Yeah. Under the old covenant you're not allowed to mark your body, Mosaic law. În vechiul legământ nu aveai voie să îți faci semne pe corp, pe trup. But under the law of Christ, dar în legea lui Hristos, there is no restriction. Nu avem această restricție. But it does say, dar spune că, remember 1 Corinthians 10:31. Amintiți-vă 1 Corinteni 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, orice ați face, fie că mâncați sau fie că beți, do it for the glory of God. Faceți spre slava lui Dumnezeu. Yeah. So, I have a friend. De exemplu, eu am un prieten. He was a professional football player. Sportiv de fotbal american, yeah. Profesionist. Yeah, he was a big guy. Un tip solid. But he was a wonderful believer. Și un credincios extraordinar. He really loved his kids. His kids? His children. Și iubea copiii foarte mult. So, he had their names tattooed on his shoulders. Așa că și-a tatuat numele lor pe umeri. Yeah. Or I know guys they'll tattoo a verse like John 3:16. Știu credincioși care și-au tatuat cât un verset pe. Because people say what is that and then he shares the gospel. Pentru că prietenii sau cunoscuții îl întreabă dar ce e asta și atunci el are ocazia să le spună evanghelia. So in the new covenant era under the law of Christ. Așa că în noul legământ sub domnia lui Hristos, tattooing is a preference issue. Tatuajul e o chestiune care ține de preferința fiecărui. As long as you do it for the glory of God. Dar să faci lucrul ăsta spre slava lui Dumnezeu. Yeah. Now, so without getting into the details. Dar acum să nu intrăm în detalii. All this is saying that you have to know how to handle biblical law. Am vrut ca situația asta să ilustreze cum să folosim legea lui Dumnezeu într-un mod biblic. Okay, but God has revealed how we are to live before him in scripture. Dar Dumnezeu și-a arătat ne-a arătat cum își dorește el ca noi să trăim înaintea lui. Și asta a făcut-o în Scriptură. As long as we correctly understand how to use it. Așa că atâta timp cât noi înțelegem cum să folosim corect Scriptura, then we know the will of God for our life. Atunci avem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. So, the sovereign will, deci, voia suverană a lui Dumnezeu,
determines every situation with which we have to make a decision. Determină toate situațiile și locurile acolo unde noi trebuie să luăm o hotărâre. And so what do we use to make a decision? Și atunci ce folosim ca să luăm decizii? Oh, we use the moral will. Scripture. Folosim voia morală a lui Dumnezeu, care e Scriptura. It is the revealed will of God. Pentru că este voia revelată a lui Dumnezeu. So, as long as your decision doesn't violate Scripture, deci, atâta timp cât decizia ta nu încalcă Scriptura sau voia morală a lui Dumnezeu, you are in the will of God. Te afli în voia lui Dumnezeu. Meaning there are certain decisions that you make. Asta înseamnă că sunt câteva decizii pe care tu trebuie să le faci. Where there can be more than one option, all within the will of God. Sunt decizii care au mai multe opțiuni și sunt toate egale înaintea lui Dumnezeu. Then you say, well, then what do I do? Și atunci spui, da, pe și ce să fac? You don't find the dot because that doesn't exist. În situația asta nu trebuie să încerci să găsești care este voia punctuală a lui Dumnezeu, acea voie suverană a lui Dumnezeu, pentru că nu poți să faci asta. It's just left to preference. Și atunci e o chestiune de preferință. Yeah, I've used this illustration to death. Am abuzat de ilustrația asta. Yeah, you have two job opportunities. Să zicem că ai ai găsit două posturi, două joburi, două variante de servicii. And I examine them biblically. Și mă uit din punct de vedere biblic la ele. There is nothing unbiblical about either job offer. Niciuna din cele două oferte nu ar încălca Scriptura. And I have to make a decision. Trebuie să iau o decizie. One is located in the mountains. Una e la munte. The other is located by the seashore. Una e la mare. So, are you a mountain person or are you a water person? Așa, da, îți place muntele sau îți place marea? That might determine your decision. S-ar putea ca asta să te ducă la o decizie. But either decision is in the will of God. Dar oricum ar fi, oricare din cele două se află în voia lui Dumnezeu. Ah. So far. Până questions. Întrebări până acum. You go to the mountain. So he believes that the mountain is the will of God. I would pick the water. Și Jeff ar alege marea. Yes. N-ar trebui să aflăm o voie mai specifică dacă Dumnezeu are un plan special să mă duc la mare. Shouldn't we try to be more specific to find if God has a special will for us? Okay. That's now I need Soterios for this. I need the authority here. Am nevoie de Soterios, de autoritatea din încăpere. Yeah. When do you show we take a break? Când luăm pauză? In 15 minutes. Good. Okay. If scripture example, de exemplu, let's take the marriage example. You have two girls, that you could marry. Luăm exemplu cu căsătoria. Avem sau ai două fete, yeah, de care îți place și cu, yeah, care ai putea să te căsătorești. Yeah. One is a believer, one is not a believer. O persoană, o fată e credincioasă, o fată e necredincioasă. Yeah, to be exact, if you go to 1 Corinthians chapter 7, dacă mergem la 1 Corinteni capitolul 7, yeah, verse 39, versetul 39. Would someone want to read that, please? O femeie măritată este legată de lege câtă vreme trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este liberă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Okay, so the revealed will of God says you can't marry this girl. Deci, voia revelată a lui Dumnezeu spune că nu poți să te căsătorești cu fata aceasta. No, it doesn't mean you must marry the other one. Asta nu înseamnă că trebuie să te căsătorești cu cealaltă. Yeah, this at least as far as this question is concerned. Ci cât ține de întrebarea ta.
One is eliminated. Sau cât ține de această întrebare, right. O variantă este right. Eliminată. The idea then is when you have to make a decision, you let other believers in on the process. Ideea este că atunci când trebuie să iei o decizie, să-i lași pe ceilalți credincioși să te ajute cu în tot procesul ăsta. Because let's, you know, the Bible is a big book. Pentru că Biblia este o carte mare. Yeah. I mean, it takes a lot of time to understand it all. Și ia un timp lung până ajungi să o înțelegi pe toată. And we can miss scriptures that might apply to our decision. Și putem să ajungem să nu luăm, să pierdem din vedere anumite pasaje care ne-ar ajuta în decizie. So we ask him, have I missed something? Și atunci întrebăm, mi-a scăpat ceva? Maybe I took a verse out of context. Poate că am scos un verset din context. Yeah. And so because every decision we make is biblically checkable. Pentru că orice decizie pe care am luat-o poate fi verificată cu Scriptura. But going back to Benny's question. Dar ne întoarcem la întrebarea lui Benny. In telling us about how to find the will of God. Când ne spune despre cum să găsim voia lui Dumnezeu. In some decision making, we can have multiple options that are all within the will of God. Ne întâlnim cu multiple opțiuni, multiple options. Options that are. Yeah, options that are all within the will of God. Când încercăm să aflăm care este voia lui Dumnezeu, ne întâlnim cu multiple opțiuni care toate par să fie în voia lui Dumnezeu. Okay. So when you got up this morning, you had to pick out clothes to wear. Când te-ai trezit azi dimineață, a trebuit să decizi cu ce haine să te îmbraci. Well, you want to glorify God in all that you do. Și vrei să îi aduci slavă lui Dumnezeu prin tot ce faci. Does scripture have something to say about which shirt you should wear? Spune în Scriptură despre ce cămașă trebuie să alegi? Now, if you know, there may be something to say if you have no taste. Acum ar putea să spună dacă nu ai gust, dacă nu ai un gust yeah. pentru fashion. But scripture has nothing to say. Dar Biblia nu spune. You know, if the shirt says something immoral on it, well, you can't pick that one. Dacă pe cămașă scrie ceva imoral, clar că nu o alegi să te îmbraci sau Biblia. But if there's nothing, dar dacă nu găsești nimic în haina respectivă, then you're free to pick. Poți să alegi orice haină. And he's made us all with some aesthetic appreciation. Și pe toți Dumnezeu ne-a înzestrat cu o anumită capacitate estetică. Yeah. Some have better, some have not. Unii au mai mult, unii mai puțin daros. Yeah. So we just pick a shirt. Așa că ce facem? Alegem o cămașă. Yeah. Some of us, the feeling of the fabric is very important. Pentru unii dintre noi, textura este sau felul în care se simte materialul e foarte important. To others, color is terribly important. Pentru alții, culoarea e foarte importantă. Yes. For others, it's important what the colleagues say. Yes, or if it's a husband, it's what how his wife dresses him. Sau dacă e vorba despre un soț, poate că e vorba despre cum îl îmbracă soția. But in that instance you would have freedom. Dar în acest subiect avem libertate. And you just thank the Lord that at least you have freedom in that. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că măcar avem libertate în privința hainelor. Where there are other decisions we don't have freedom, it's very specific. Dar în alte lucruri în care putem să decidem, nu avem libertate. Dumnezeu este foarte specific. Right. So the difference is being in the will of God is different than finding the dot, the absolute center of the will of God. Acum ce este important este să înțelegem că a fi în voia morală a lui Dumnezeu este un lucru diferit de a găsi voia specifică a lui Dumnezeu. Punctul. Okay. Turn to Romans chapter 12. Mergem la Romani 12. Verse
Let's read verses 1 and 2. Versetele 1 și 2. Romans 12 is the beginning of the practical section of the book of Romans. Capitolul 12, în capitolul 12 începe partea practică a cărții Romani, which is chapter 12 through 16. Adică Romani 12 până la 16. First two verses. Primele două versete. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujba voastră spirituală. Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. We want to focus on verse 2. Și vrem să ne focusăm pe versetul 2. So, do not conform to the world. Nu vă potriviți cu chipul veacului acesteia. In your thinking. Și atunci ne gândim. Okay, that makes sense. Are sens, da. And then it says be transformed by the renewing of your mind. Și apoi spune să ne lăsăm transformați prin reînnoirea minții. Yeah, that is replace worldly thoughts with God's thoughts. Adică să înlocuim gândurile lumești cu gândurile lui Dumnezeu. Which is scripture. Și asta înseamnă cu Scriptura. Because those are revealed, you know, that's the revealed what God thinks we ought to believe and do this side of heaven. Pentru că în Scriptură vedem care este voia lui Dumnezeu despre ce ar trebui să facem this side of heaven. De partea aceasta a cerului. Yeah. And if you do that, și dacă facem lucrul ăsta, then you'll know what God's will is. Ajungem să cunoaștem care este voia lui Dumnezeu. But then it's his good, pleasing and perfect will. Și aceasta este voia bună, plăcută și desăvârșită. Now some teachers will say, this is like a archery target. Și unii oameni ar putea să descrie lucrul ăsta ca un fel de țintă pentru arcași. So it's like concentric circles. Adică cercuri concentrice. Good, pleasing, perfect. Adică bună, plăcută și desăvârșită. You want to find the center of his will. Și tu ce ar trebui să facem? Ar trebui să găsim centru. No, that's probably not good English grammar. Dar probabil că nu asta vrea să spună textul. No, this is just saying this God's will is good, pleasing and perfect. Ci pasajul spune doar că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Asta spune pasajul. Yeah. So if you replace worldly thoughts with God's thoughts, which is scripture. Așa, dacă facem lucrul ăsta, înlocuim lucrurile gândurile lumești cu gândurile lui Dumnezeu, then you know what God's will is. Atunci ajungem să cunoaștem care este voia lui Dumnezeu. Conceptually, it's really quite simple. Este de fapt un lucru foarte simplu. Knowing scripture is a bit more difficult. Dar să ajungem să cunoaștem Scriptura, ăsta este un lucru un pic mai complicat. That's why when God saves us, he saves us to be part of a family of believers. Asta este motivul pentru care Dumnezeu atunci când ne salvează, ne mântuiește, ne ia și ne pune într-o familie de credincioși. Yeah, we're not made to go through the Christian life alone. Nu suntem făcuți să trecem prin viața creștină de unii singuri. Because we need each other. Pentru că avem nevoie unii de alții. Right. Questions. Întrebări? Yeah. Oh, no. She raised hand. You have to raise the hand. Raise the hand. Trebuie să ridicați mâna. Yeah. Eu am o întrebare pe care o am de mult timp în minte. Este, are legătură cu semnele pe care și-a pus Gedeon în Vechiul Testament. Oh, yes. Okay. So what church do you attend? Okay, the fleece. Gideon and the fleece. Luna. Okay, go turn to Judges chapter 6. Judecători capitolul 6. And let's talk about Gideon and the fleece. Și să vorbim despre Gedeon și despre lână.
Okay, God talks to Gideon, tells him he's going to use him to defeat the Midianites. Dumnezeu vorbește cu Gideon și spune că o să-l folosească ca să învingă pe Midianiți. Right. Madianiți. Yes. And so Gideon gathers, you know, an army. Și așa că el adună o armată. And God says, "Oh, that's way too many." Și Dumnezeu spune, sunt prea mulți. Yeah. He asked them to drink water from the stream, the army. Așa că Dumnezeu îi pune armata să bea apă din pârâu. And some drink water by just bending over, drinking the water from the stream. Și unii beau apă aplecându-se. But some keep their head up and grab some water in their hands and bring it to their mouth. Și unii beau apă din căușul palmelor. And he only ends up with 300 of those. Și lucrul ăsta rezultă la 300 de soldați. God says, "That's what I'll use to defeat the Midianites." Și Dumnezeu spune, de ei mă voi folosi ca să înving pe Midianiți. Okay. Now let's pick up the story. Acum, să ne întoarcem la poveste. Verse 36. Judecători, capitolul through 6, the end of the chapter, verse 40. De la 36 până la 40. Yeah, 36 to 40. 36-40. This is where we get the fleece. This is de aici, where... de aici ajungem la ideea de lână, de semn. Okay. Mm-hmm. Cineva? Gedeon i-a zis lui Dumnezeu, dacă într-adevăr vrei să le liberezi pe Israel, folosindu-te de mine, precum ai spus, iată, voi pune o învelitoare de lână în arie. De la 6, de la 36. De la 36. Ok. O învelitoare de lână în arie. Dacă roa va apărea doar pe lână și tot pământul va rămâne uscat, atunci voi înțelege că vrei să eliberezi Israelul prin mine, precum ai spus. Și așa s-a și întâmplat. Când s-a sculat a doua zi dimineața, a stors învelitoarea și din ea a curs roa. A umplut cu apă un vas întreg. Gedeon i-a zis lui Dumnezeu, să nu te mâni pe mine, dar voi mai vorbi doar o singură dată. Te rog, îngăduie-mi să mai încerc o dată semnul cu învelitoarea. În așa fel încât numai învelitoarea să rămână uscată, iar tot pământul să fie acoperit cu rouă. Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. Învelitoarea a rămas uscată, iar tot pământul a fost acoperit cu rouă. Did Gideon use the fleece to determine the will of God? A folosit Gedeon lână ca să afle care este voia lui Dumnezeu? No. Nu. He already knew the will of God. El știa deja care e voia. God told him he's going to defeat the Midianites. Dumnezeu deja îi spusese lucrul ăsta. With just a few soldiers. Îi spusese că va învinge cu câțiva soldați. So why the fleece? Și atunci de ce a pus lână? Gideon was scared. Lui Gedeon era frică. That's why. De asta. He had trouble believing God. Problema lui era că nu îl credea pe Dumnezeu. So he puts the fleece out twice. Așa că de două ori a pus semnul ăsta. And God miraculously reassures him that all will be well. Și Dumnezeu într-un mod miraculos îl reasigură că totul va fi bine. But he's not using the fleece to find the will of God. Dar el nu folosește lână ca să afle care e voia lui Dumnezeu. Because God was talking to him. Pentru că Dumnezeu vorbea cu el. And he told him, "This is what I'm going to do." Și deja îi spusese că asta o să facă. Yeah. Gideon was just weak in the faith. Problema lui era că el era slab. Yeah. Avea o credință slabă. So. Right. When I was a young believer at the university. Când eram student și eram un tânăr credincios. That's like saying, you know, should I call this girl? Și aveam ideea asta, s-o sun pe fata asta. Well, if a blue Chevy comes by within the next 30 seconds. Și mă uitam, dacă o să treacă un Chevrolet, un Chevy albastru în următoarele 30 de secunde. God is indicating to me, yes. Da, Dumnezeu îmi spune că da, trebuie să o sun pe fata asta. Crazy. Da, e o idee, e o nebunie. We did this. Dar am făcut lucrul ăsta. But we misused Gideon and the fleece. Dar folosim într-un mod incorrect pasajul cu Gedeon și lână. Okay, what if some of us got married using this? After the fact. după ce s-a întâmplat lucrul ăsta. The sovereign will unfolded. Voia suverană a lui Dumnezeu s-a descoperit. Just because something happens
Țineți minte, doar pentru că ceva se întâmplă, it doesn't mean we're supposed to do it. Nu înseamnă că trebuie să facem lucrul ăla. Because remember, evil is a part of the sovereign plan. Pentru că țineți minte, răul face parte din planul suveran al lui Dumnezeu. So things happen that we should not do. Se întâmplă lucruri în viață, dar noi nu trebuie să le facem. Right. Scripture tells us, the moral will tells us what we ought to do. Scriptura ne spune, voia morală a lui Dumnezeu ne spune nouă ce ar trebui să facem. Because the sovereign will includes everything. Pentru că voia suverană a lui Dumnezeu include totul. So, just because something happened, it doesn't mean it's all right. Deci, doar pentru că ceva se întâmplă, nu înseamnă că lucrul ăla este it's all right, it's good. It's good. Nu înseamnă că lucrul ăla este bun. Good. Because that is a misuse of the sovereign will. Pentru că asta ar fi o it is a misuse of the sovereign will. We would misuse the We would be misusing the sovereign will. Dacă am judeca așa, ar însemna să folosim greșit voia suverană a lui Dumnezeu. Okay? Yes. Să zicem că facem o alegere. Let's say we make it with two jobs. We talk about two jobs, two churches. Both of them are equally but we choose one of them. And in the end, from our point of view, leads to a bad thing, to a problem. How would you see this? Okay, if you well, you could go two different ways. Poți să mergi în două direcții. You make a decision and then things seem to go terrible. Iei o decizie și lucrurile parcă merg într-o direcție groaznică. First, what do we know is true in Scripture? Ok, primul lucru. Ce știm din Scriptură? We know that difficulties are part of the Christian life. Noi știm că greutățile fac parte din viața credinciosului. Just because we have difficulties doesn't mean we made a wrong decision. Doar pentru că avem sau întâmpinăm greutăți nu înseamnă că am luat o decizie greșită. The question is, did we violate Scripture in making the decision? Și întrebarea este, am încălcat Scriptura atunci când am luat decizia? If we did, dacă am încălcat Scriptura, then we need to change our decision. Atunci trebuie să ne schimbăm decizia. But for the believer, that whole process is Romans 8:28. Dar pentru un credincios, întreg procesul ăsta este Romani 8:28. God is going to use it for your good. Dumnezeu va folosi lucrul ăsta spre binele tău. Because that's his promise to believers. Pentru că asta este promisiunea lui pentru credincioși. Everything you experience as a believer will work out for your good. Orice lucru pe care le experimentezi ca și credincioși va fi spre binele tău. Even your sin, chiar și păcatul, which you're to blame, not God. Chiar și păcatul tău pentru care tu ești de vină, nu Dumnezeu. That will work out for your good. Și acest lucru va fi spre binele tău. Yeah. În cele din urmă. Yeah. But all this is based on a correct understanding of the sovereignty of God. Dar toate lucrurile astea funcționează dacă înțelegem într-un mod corect care este voia suverană a lui Dumnezeu. So theologically you really have to be accurate on this. Deci din punct de vedere teologic, până la urmă, trebuie să fii precis în această înțelegere.